O grupare infracțională organizată a furat motorină dintr-o bază militară americană din sud-estul României. Daunele provocate Guvernului Federal al Statelor Unite ale Americii constituie 2 milioane de dolari. Despre asta a anunțat miercuri Poliția Română. Infracțiunea s-a desfășurat pe parcursul a 5 ani. Cantitatea impunătoare de măturină ce aparține guvernului american a fost furată de la baza militară din comuna Mihail Cogălniceanu, județul Constanța. Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat mai multe percheziții la domiciliile din județ ale suspecților în cadrul unei cauze penale vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de furt calificat. Potrivit Potrivit anchetatorilor, hoții au acționat începând cu anul 2017 și au furat motorină din generatoarele folosite de militari în interiorul bazei, dar și din zonele în care soldații români și americani au efectuat exerciții tactice. În total, în cei 5 ani, infractorii ar fi furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari, sumă cu care Guvernul Federal al Statelor Unite ale Americii s-a constituit parte vătămată la sediul de ICOT vor fi conduse în vederea audierii șapte persoane.